Pentru că primesc de la voi întrebări despre rezultatele plantării de vițe de vie din toamnă de cordițe, vreau să vă arăt rezultatul concret, pentru a vă convinge singuri. Uitați! Aceasta a fost pusă în pământ în urmă cu 2 ani. Această cordiță, la anul, o voi tăia la 2-3 oi de jos și la anul va produce struguri. Mergem mai departe. Și aici avem tot la fel. Una, două, trei cordițe care merg. Una se urcă chiar și pe gard. Le las așa până la primăvară, când la primăvară le voi scurta. Și acestea la anul vor produce struguri. Mergem mai departe. Uitați și aici. Chiar dacă este mai slab dezvoltată, dar este prinsă. Mai departe. Și aici avem două cordițe cu lungimea de 30 de centimetri, 40 de centimetri. Avem una, pentru exemplificare, care nu s-a prins. Uitați, este putredă, s-a uscat. Dar, din cealaltă, au rezultat două creșteri sănătoase. Și aici avem la fel, cordiță de anul acesta, care la anul va produce struguri. Mai departe. Uitați și aici. Este prinsă de gard. Uitați. Se vede cordița mamă, din care au răsărit trei lăstari. Trei lăstari viabili. Avem și măracini. Unde mai avem pusă? Aici. Avem frunza clar. Una, două. Și cordița mamă în pământ. Și aici, la fel. Și aici, la fel. Deci, eu spun că sunt suficiente exemplele pe care vi le-am dat pentru a vă convinge că această metodă de prindere, de mulțire a viței de vie, este viabilă. Încercați și voi și nu veți regreta.